Și iese la iveală, să știți, o poveste absolut incredibilă în tot acest context al scufundării submarinului. Soția pilotului submersibil lui dispărut este descendenta unui cuplu care a murit în naufragiul Titanicului. Este vorba, doamnelor și domnilor, despre Wendy Rush, care este căsătorită cu directorul executiv al companiei Ocean Gate și pilotul de la bordul submarinului Titan. Potrivit jurnaliștilor de la The New York Times, Wendy este strănepoata lui Isidor și a Aidei Strauss, doi pasageri de la la clasa 1, care se aflau la bordul pachebotului când acesta s-a scufundat în 1912. Aceasta este fotografia cu cei doi. Ei bine, aceștia erau printre cei mai bogați pasageri ai Titanicului, Isidor fiind coproprietar al magazinului Macy's. Supraviețuitorii au povestit în felul următor că l-au văzut pe Isidor refuzând un loc pe o barcă de salvare, iar Aida Strauss, soția sa de patru decenii, așadar de foarte multă vreme, a declarat că nu-și poate părăsi soțul, astfel că cei doi au fost văzuți stând braț la braț pe puntea Titanicului în timp ce nava se scufunda. Ei bine, mai târziu scena a fost recreată, respectiv în filmul din 1997 regizat de James Cameron. Cadavrul lui Isidor Strauss a fost găsit la două săptămâni după ce Titanicul s-a scufundat, potrivit arhivelor The New York Times, însă rămășițele Aidei Strauss n-au fost niciodată recuperate. O să urmărim așadar toate informațiile noi care vin din afară, pentru că în momentul acesta continuă toate acele cercetări de căutare și de salvare la fața locului și vom reveni cu date noi aici la Antena 3 CNN.